Este o persoană care încorporează contrastul dintre sensibilitatea emoțională a semnului zodiacal RAC și intelectul clar dată de numărul zilei de naștere. Strălucitoare, înțelegătoare și simpatică, poți oferi o mulțime de avantaje societății. Visătoare cu o intuiție dezvoltată, știi cum să previi evenimentele viitoare. Ideile tale inovatoare pot părea desprinse de realitate, dar atractivitatea și farmecul te ajută să-ți dovedești punctul de vedere și să înclini de partea ta pe cei care se îndoiesc. Ești foarte des implicat în relații de dragoste și nu neapărat ca actor principal. Mai presus de toate, tu apreciezi apropierea în relația cu un partener și faci tot ce poți pentru a-l fermeca sau a-l face un adevărat cunoscător al propriului tău farmec. Literalmente te fascinează starea de dragoste. Numai atunci când intri în lumea iubirii, încerci să înveți cât mai mult posibil ceea ce îi motivează pe oameni să caute jumătatea lor, despre trăsăturile fizice ale structurii corpului uman. Relațiile de dragoste reprezintă cu siguranță o parte importantă a vieții tale, dar când vine vorba de o relație romantică unică, poți avea probleme. Faptul este că în dragoste tu nu ești ghidată doar de emoții, dar contextul social a ceea ce se întâmplă are o semnificație enormă pentru tine. Tu nu ești prea atașată de societate, de tradiții și modul de viață. Prin urmare, nu vei intra niciodată în pădure cu obiectul dragostei tale. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: credință, economicitate, memorie, psihologie. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru îngrijirea, supraviețuirea proprie. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn nu-i poți mulțumi pentru incapacitatea de a renunța la emoții și pentru natura ta blândă. Poți fi mândră de farmecul tău. Această calitate îți permite să fii plăcută în comunicare, iubită în căsătorie. Ești o fire liberă, entuziastă, dar în căsnicie devii o jumătate credincioasă, capabilă nu numai de a primi, ci și de a da căldură simțurilor. O problemă mare pentru tine? Să fii dusă la altar este foarte dificil, ai tendința de a întârzi acest moment până la o dată ulterioară, astfel încât partenerul tău poate să se îndepărteze, fără a aștepta niciodată răspunsul la oferta de mână și de inimă.
Tu nu ești timidă să spui celorlalți despre hobby-urile tale și îți plac beneficiile pe care societatea le oferă cuplurilor. Cu toate acestea, dacă acest lucru nu este cerut de religia ta, nu te grăbești să consolidezi statutul oficial al relațiilor existente. Ești atrasă de farmecul artei, muzicii, literaturii și, mai presus de toate, te poți ocupa de pase magice, orchestrație extraordinară, amestecarea culorilor și sofisticarea formelor. Arta poate ocupa un loc central în viața ta, ești un ascultător atent și recunoscător, spectator, cititor. De fapt, uneori ești atât de entuziasmată de caracterul personajului unui roman sau al unui film, încât chiar poți uita temporar de iubitul tău. Desigur, nu trăiești numai în lumea viselor de dragoste. Apropo, ești foarte practică în viața de zi cu zi și îndeplinești cu regularitate sarcinile de zi cu zi. Dar desigur, nu renunți la afacerile de rutină cu aceeași vigoare ca și la cele amoroase. Dacă ești serios implicată în studiul relațiilor umane, sistematizezi cu atenție această informație în mintea ta. Atunci îți place să împărtășești ideile tale despre acest subiect cu alții? Prin urmare, poți fi autoarea teoriilor sălbatice și absolut incredibile despre dragoste. Cu toate acestea, ar trebui să arăți restrângere și să nu te transformi în povestitor de bârfe. Această sarcină se dovedește adesea cea mai dificilă pentru tine, ești prea curioasă și ești omniprezentă în problemele iubirii. Te distingi față de alți nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești susținută, elevată și deschisă. În dragoste ești posesivă, disperată, imprevizibilă și îți poți pierde controlul. Tu acorzi o mare importanță plăcerilor senzuale, dar îți este rușine de slăbiciunea ta și te poți ascunde în spatele unei presupuse răceli. Cum afectează data de 23 iunie soarta ta? Ai un caracter incomod și dual. Întreaga viață treci printr-o schimbare constantă a priorităților. Pur și simplu nu te poți opri la un anumit lucru. Toată viața, parcă ești ținută într-o luptă constantă cu propria lipsă de organizare și schimbarea stării emoționale. Soarta ți-a pregătit o mulțime de încercări și diferite tipuri de necazuri, pentru a depăși iritabilitatea și inconstanța propriei opinii. Rolul decisiv în dezvoltarea ta este mediul. Ești obișnuită să te bazezi pe deplin pe opinia altcuiva și nu ești capabilă să iei decizii pe cont propriu fără sprijin din afară. Principiile morale și rigiditatea cadrului stabilite de societate au un efect dăunător asupra formării personalității tale. Tu încerci mereu să-ți aliniezi sentimentele și dorințele cu ceea ce spune societatea. Singura cale de ieșire pentru tine poate fi formarea independentă a scopurilor și aderența constantă la propriile tale principii de viață. Folosind energia internă și cunoștințele dobândite în domeniul activității alese, poți reuși mai repede decât să asculți în mod constant sfatul altor persoane. Tu știi multe despre arta adevărată, muzica clasică și operele marilor scriitori. Memorând cu ușurință toate nuanțele și subtilitățile, poți spune fiecare detaliu despre orice subiect al artei. O bucată de muzică faimoasă îți poate provoca lacrimi, iar un manuscris te poate duce într-o altă realitate. Imersiunea în lumea artei te protejează uneori de problemele presante. Te poți îndepărta de toate afacerile și responsabilitățile tale, poți abandona prietenii și familia și te poți arunca într-o altă realitate. Lumea muzicii, artei și picturii îți înlocuiește viața de zi cu zi plină de îngrijorări. În afacerile de dragoste reușești mai ușor decât în alte zone din viața ta. Dragostea și natura pasională te împing permanent să iubești. Întâlnind o persoană decentă, vei face fără îndoială tot ce este posibil pentru a-l cuceri și a-l îndrăgosti de tine. După ce ai primit reciprocitate, vei înconjura cealaltă jumătate cu atenție și grijă. Dragoste și compatibilitate. Este posibil să ai mulți prieteni cu interese similare, dar numai câțiva dintre ei sunt cu adevărat apropiați. Într-o relație de dragoste, ești pasională și romantică, lupți pentru loialitate, constanță și fiabilitatea legăturilor de familie. Cu toate acestea,
Componenta ta intelectuală dorește o uniune bazată pe interese comune și un stil de viață independent și neconvențional. Cu același succes, poți deveni sclav în orice relație, în dragoste și în muncă. Dar dacă situația este de așa natură încât te trebuie să conduci, atunci te descurci perfect cu îndatoririle tale. Chestiunea este că problema conducerii nu te interesează ca un scop în sine, de aceea te simți confortabil în acest rol. Sinceritatea relațiilor pentru tine înseamnă mult mai mult decât oportunitatea de a lua o poziție de prestigiu. Tu nu numai că ești interesată de partea senzuală a relațiilor, dar și de cea fiziologică. Te bucuri de toate nuanțele, încercând să descoperi natura apariției anumitor senzații. Îți cauți sufletul pereche cu persistență maniacală, încercând diversi parteneri. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu Scorpionul, Fecioara, Capricornul, Taurul și Peștii. Taurul, Peștii și Scorpionii pot deveni soți buni pentru tine, însă depinde multe de procentul de coincidențe pe care îl vei găsi. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu Balanța, Săgetătorul și Leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu Berbecul, Gemenii, Racul și extrem de rar cu Vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Intuiția și practicitatea extrem de dezvoltate combinate îți dau ocazia de a avea succes în carieră. Cu toate acestea, tu ar trebui să alegi cu grijă o profesie, munca monotonă, de rutină este strict contraindicată pentru tine, dar arta este calea ta. Aici îți vei putea arunca pasiunea pentru bucuriile de dragoste, pentru a oferi formele cele mai corecte societății. Luminozitatea emoțională este una dintre acele calități care te disting. Îți este ușor să devii vedetă, dar este uneori dificil de a comunica cu tine din cauza sexualității tale și a dorinței nu de a vorbi întreaga lume despre afacerile tale de dragoste, ci și de a discuta în mod activ nuanțele altora. Sănătate și boli. Timpul petrecut în dansuri, petreceri și mai multe întâlniri intime are fără îndoială un efect benefic asupra sănătății tale, deoarece în acest fel îți satisface dorințele și interesele. Cu toate acestea, fumatul și consumul de alcool la astfel de evenimente sunt în detrimentul tău, deoarece poate exista o sensibilitate crescută a stomacului și a plămânilor. În plus, ar trebui să fii precaută la dependența de droguri, care te distruge nu numai fizic, dar și moral. Pentru tine, patul are o importanță deosebită, dar aici, poate, nu ar trebui să uiți de măsurile de precauție rezonabilă. În ceea ce privește dieta, găsește o plăcere deosebită în feluri de mâncare exotice. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit o fire conflictuală. Ești uneori slabă, te caracterizezi prin naivitate, chiar impracticitate. Ești predispusă la relocare, uneori nu te poți concentra pe un anumit domeniu de activitate. Aceste lucruri duc la defalcări emoționale, nesiguranță în viață, atât în familie, cât și în public. Trebuie să-ți întărești credința în tine însăți, în puterea ta, să devii mai intenționată și mai perseverentă. Sfaturi pentru tine. Ești emoțională, dar ar trebui să-ți amintești faptul că arta este, în primul rând, lauda frumuseții. Atât în sentimente, cât și în aparență, intrigile de dragoste nu pot decât să strice reputația și nu vor permite să cunoști esența. Dacă schimbi imaginea ta în fiecare zi, atunci poți să uiți cine ești cu adevărat, iar ceilalți din jur nu te mai percep ca pe o persoană. Caută stabilitatea, pacea și armonia. Nu exagera în privința controlului. Lucrurile ar putea merge bine și fără intervenția ta. Profită de ocazie, ascultă-ți adversarii și chiar dușmanii. Învață de la ei. Evită situațiile în care nu ai nicio șansă de câștig. Este timpul să înveți să fii ghidată în viață numai prin gândurile și dorințele tale. Ai un potențial cu adevărat valoros și în loc să urmezi ideile altcuiva,
Privește înăuntrul tău, hotărăște exact ce vrei. Dacă nu ești mulțumită de situația actuală, încearcă să faci un pas riscant și să modifici drastic domeniul de aplicare al activităților tale. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să le evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.